Interpol l-a anunțat în căutare internațională pe Dorin Stratulat, una dintre persoanele suspectate că l-ar fi omorât pe tânărul de 29 de ani, găsit împușcat la Strășeni. Informația a fost confirmată pentru TV6 de șeful adjunct al Inspectoratului de Poliție Strășeni, Oleg Rău. Poliția din Strășeni afirmă că se întreprind măsuri speciale pentru identificarea fiului fostului polițist Ion Stratulat, Dorin Stratulat. Da, este anunțat în căutare internațională. Conform procedurii stabilite, sunt măsuri speciale care se întreprind către autoritățile altor state, cât și a Republicii Moldova, pentru identificarea persoanei. Totodată, poliția anunță că a fost reținut pentru 72 de ore un locuitor al capitalei care ar fi participat la petrecerea de dinaintea omorului. Oleg Rău a mai precizat că în urma perchezițiilor de joi seara de la bunelul lui Dorin Stratulat a fost ridicată doar o armă pe care bărbatul o deținea legal și nu are nicio tangență în dosar. Mai avem o persoană reținută la moment, în baza articolului 166, cod procedură penală, pentru 72 de ore. Da, a fost ridicată o armă deținută legal. Fiul fostului polițist Ion Stratulat este unul dintre suspecții în cazul omorului tânărului de 29 de ani găsit împușcat la Strășeni. Despre faptul că acesta figurează în cercul de bănuiți ne-a confirmat șeful IGP Viorel Cernăuțeanu. Potrivit lui, în pădure la locul crimei a fost găsită o armă, iar expertiza urmează să stabilească dacă s-a tras din ea. Potrivit lui Cernăuțeanu, în privința persoanelor suspecte se întreprind toate măsurile de investigație, inclusiv de căutare, localizare și reținere acestora, a mai declarat șeful poliției. Amintim că miercuri oamenii legii au anunțat că au depistat într-o pădure cadavrul unui bărbat împușcat de 3 ori în zona toracică. Forțele de ordine au stabilit că tânărul de 29 de ani era declarat dispărut de mama sa în după-amiaza zilei de marți. Conform cercetărilor preliminare, decesul a survenit în urma celor 3 plăci formate de gloanțe în regiunea coastelor.